the move, switch up. The function hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. Înainte să începem vlogul, vreau să facem un pariu. Dacă reușesc să dau Battleflip din prima, pe masa aia trebuie să dați like la video și să vă abonați. Și nu uitați de clopoțel. Astăzi o să facem un challenge la piscină. Ultimul care pică de pe scândură în piscină o să câștige 1000 de lei. Și avem aici participanții, o avem pe Deni, Anastasia și Sebi. O să avem mai multe challenge-uri pentru ei în timp ce filmăm, ca să-i facem să pice mai repede, să nu stăm aici 20 de ore. Și scrieți acum în comentarii cine credeți că o să câștige, iar cine ghicește o să primească o inimioară de la mine. Asta pică deja. Papa? De ce trebuie să acolo la mine? Da, cineva. Eu vreau să fiu la margine. Stai că nici n-a început challenge-ul. Așa, băieți, acum începem challenge-urile. Prima chestie cu care o să vă confruntați este rechinul. N-am avut buget așa mare, așa că ăsta e rechinul. Asta e singurul rechin. Da. Ce rechin dubios. Pentru că mie este foarte frică, deci dacă vedeți îmi tremură genunchii pe blana asta și se și mișcă, deci eu nu pot. Și ești cel mai aproape de rechin, nu? Da, da, o să ridic și oricum. Da? Da. Așa, apar. Nu, încă nu. Așa, băi, nici ce faci. Da, e și prima. Așa, băieți, ați rămas doar 4. Așa că acum la al doilea challenge o să vă întreb pe rând. Ia zi, Eric, de ce ți-e cel mai mult frică? De Rami. De Rami? Rechinul. Tu, Cosmin? De bițelele. Mie de baloane. Ție, Anastasia? De rechin? De ce aveți toți cu Rami? Uitați să vă la ce-i docent, pare. Așa, băieți, deci fiți atenți aici, primul challenge este să stați 30 de secunde. Nu, hai, 20 de secunde într-un picior. Și cine pică, pică, na. Nu, după aia, el doar stă aici la intimidare. Haide, dă-i într-un picior 20 de secunde, da? Putem să ne ținem unul pe altul. Nu, nu cred că e o idee bună. Hai, 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 19, 20. Gata. Chiar mă mir că n-a picat nimeni. Ok, fii atent, acum o să trecem la baloane. Da, da, da. Deci dacă pică unul, nu-l trage și pe ăla de lângă tine. Ai auzit? Da? Așa, băieți, deci a fost prea ușor să le dăm cu baloanele de la față. Și acum o să le aruncăm din spate, vedem dacă se descurcă. Așa, băieți, aparent Eric este al doilea care părăsește cursa. Cine te-a enervat cel mai mult? Toți. Da. Ia, fii atent, acum că ai ieșit, ai voie să arunci cu un balon în ce persoană vrei tu. Dă-i, hai. De afară? Nu, no, de acolo, de unde ești, dă-i direct. Așa, băieți, iar acum urmează încă un challenge. Doi din trei va trebui să facă schimb de locuri. Și ca să vedem cine este scutit de la acest challenge, o să arunce fiecare cu câte o minge în această frapieră. Primul care nimerește sau cine are cele mai multe bile înăuntru este scutit. Hai să vedem. Ia ta-i. Gata. Ia. Au. Stai, pa, să dăm o dată, ca așa nu știu de care. Mă, ce aproape a fost. La mine. Cosmin. Ține, Cosmin. Mai am mobilă. Nu mai am mobilă. Dă-i. Ați avut. Ok, deci Cosmin a câștigat imunitatea, așa că... Da, 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 Anastasia și Sebi trebuie să schimbe. Eu încerc. Dar cum o să faceți asta? Nu știu, fii atent. Trebuie să ne atingeți apa.
Ha? Trebuie să ne atingeți apa sau să vă dați jos de pe ea? Oh! Ai șoldurile prea mari. Gata, am atingere. Mamă! Ce ai făcut, Anastasia? De ce? Vrea să mă salvezi pe mine, măcar. Așa, Anastasia, distruge competiția. Acum, ultimul challenge, ca să nu mai lungim mult, pentru că este foarte cald. O să fie o luptă pe viață și pe moarte. O să vă bateți cu astea în timp ce o să aruncăm cu mini și cu baloane în voi și ultimul care rămâne pe asta câștigă. Foarte simplu. Așa, băieți, acum la ultimul challenge o să avem toate nivelele de dificultate puse pe on. O să dăm ei cu mingi de burete și cu mingi de tenis. O să dăm în ei și cu baloane în timp ce ei doi o să se bată și în timp ce Rami o să încerce să-i dea și el jos. Chiar sunt greu și le câștigă. Deci fiți atenți, când ajungem mingea asta în apă, atunci puteți să începeți, da? 3, 2, 1... Așa, băieți, din păcate, Cosmin a fost bătut de o fată și Anastasia a câștigat. O să-i trimit acum banii pe Revolut și hai să continuăm cu clipul. Aveți toate link-urile lor de la Instagram în descriere, așa că intrați să le dați follow și scrieți-le un mesaj amuzat din partea mea. O zbor și dau o talpă, da? Hai să vedem. Să sunt fi nimeni. Bă, atâta de cum se înfige așa? Are motor electric sau ceva? E legală? Mașina, da. Ai voie să mergi cu așa ceva? În afară de sunet și asta, da. De așa mi se făcut stomacul, mai așa se făcut rămbațele înăuntru. Bă, bă, nu suntem aceala. Haide. Nu pot să cred. Aveam în gât în viața mea. Vai de capul meu, eu... Ne scotea la tablă. La tablă. Băi, shit. Bă, măcar aveam un titlu nou. Nu de b***e, facem rău. Bine, ar fi încerc să... Scoate de pe spune. Să dăiți, să dăiți. Să dăiți. Polițiarul, vă rog să ne prezentați documentele noastre și ale mașinii. Da. Și asigurarea, vă rog. Da. E vreo problemă de m-ați oprit? Domnul Vasile? Da. Cam zgomotată mașina aceasta. Da, e, era pe sport și da. Pot să o dau pe beco și nu mai fac zgomot. Pe modul sport, cum la faci mai devreme. Pe sport? Exact. Da, e stai că nu e, mă. Gen, dacă o dau? Dacă o dau pe confort, e normal, că are deja foarte mult. E suficient, mi-ați dovedit. Stați că poate am produse. Stați că poate am altă asigurare aici. Domnul, bună seara. Bună seara. Am rugămintea să-mi prezentați actul de identitate și noastră. Ai la tine? Am carnetul de șofer doar la mine. Okay. Am doar carnetul de șofer la mine. Vă rog. Poftim. Să rămâneți la mașină, o să vă verific, da? Da. Da. Cine ai sigur? Îl sun după, că, adică nu știu. Sună. Nu sunt cu... Mamă. De ce nu? Hă? Eu pot să vă trec ceva? Tu te-ai dat vlogul tău câte din 10? Să vorbești cu el un pic? Poate rezolv ceva, că zice că am prins suspendat. Să vă să coboriți în mașină. Desfaceți da. Centura de siguranță. De ce? Ați consumat băuturi alcoolice? Nu. Stai că vorbește cu zbâr. Antidrog? Da. Din salivă? Da. Bun. Ia, stai un pic. Ia, poate vi-l dau, vorbiți un pic. Nu am ce să vorbesc cu nimeni, stimate domn. Vă aduc la cunoștință.
să vă abonați și nu uitați de clopoțel.